Noi tensiuni la Survivor România 2021. Faimoșii au primele reacții după eliminarea Georgianei, iar în tabăra războinicilor izbucnește un scandal. Joi va avea loc o nouă ediție incendiară Survivor România 2021. La sfârșitul săptămânii trecute, Georgiana Lupu a părăsit competiția. După ce a fost nominalizată de către Jador și a intrat automat în lupta pentru eliminare, alături de colega sa de echipă, Alexandra Stan, dar și de doi războinici, Musti și Marilena. Din păcate pentru ea, parcursul său în Dominicană s-a încheiat, dar nu și discuțiile colegilor la adresa ei. Faimoșii, primele reacții după plecarea Georgianei Lupu de la Survivor România 2021. Joi, 11 februarie, faimoșii încep să comenteze plecarea Georgianei, Moroșanu fiind cel care va recunoaște că se bucură de plecarea fostei războinice. În schimb, în ceea ce îl privește pe Jador, acesta pare destul de afectat de plecarea Georgianei, pe care chiar el a nominalizat-o, după ce a fost anunțat ca fiind favoritul publicului. Probabil se aștepta ca tânăra să nu iasă și să fie votată, dar lucrurile nu au stat așa. Moroșanu stătea frumos într-un colț, asculta ce vorbeau băieții, iar apoi mergea la fete pe plajă, nici măcar nu și-a dat interesul să-și depășească propriile limite. Jador, mie îmi pare rău că a plecat. Georgiana avea cea mai bună inimă și era un om cu suflet bun. Din tot ce e aici. În tabăra războinicilor își fac loc noi discuții între Musti Camara și Alin Sălajan. Cei doi își aruncă cuvinte grele pe insulă, sub privirile șocate ale colegilor de echipă. Musti, mă deranjează egoismul tău. Nu mai scuipa la mine, Alin. Al tău e de 10 ori mai mare. Musti, eu, în ce, Alin, în tot, în tot. Jador are o nouă reacție nervoasă în timpul meciului. Urmărește un nou episod incendiar Survivor România, joi, 11 februarie, de la ora 20:00.